Omul de afaceri rămustrui că este de ieri seară în arest. Prințul Paul este însă denegăsit. Oamenii l au găsit -o doar pe soția lui. Prințul, care s ar afla în Portugalia, a fost dat în urmărire general. Paul al României a fost denegăsit la reședința sa din centrul capitalei. În schimb, cei trei polițiști care au mers să-l caute pe fiul lui Carol Lambrino au găsit-o la locuință doar pe Lia. Este în Franța? A plecat din țară? Ea condamnarea și a preferat să fugă. Polițiștii de la investigații criminale au plecat de la reședința familiei Lambrino după circa jumătate de oră cu buza umflată. Asta pentru că Paul al României nu a fost găsit la domiciliu. Ei au fost conduși la poartă de soția lui Paul, Lia, care a refuzat să le dea detalii jurnaliștilor prezenți la fața locului. Astfel a fost demarat mandatul european de arestare și de urmărire internațională pentru Paul al României. Între timp, Remus Truica a fost ridicat de polițiști joi seară de la locuința sa din nagov pentru a fi încarcerat